Fiind atâta dintre noi, ca să petrecem împreună această zi în care se pare că este ultima din acest an. Și ce putem face altceva decât să îl preamărim și să-i dăm slavă celui care a fost cu noi în 2018. Haideți să ridicați în picioare să îl urmăm să preamărim pe Domnul nostru Iisus Hristos.
Amin.